ne vedem pe Bosfor, este o imagine superbă. Bosfor se află în Turcia și aici vedem rare ori delfini, dar totuși este minunat să-i privești. Mai devreme am văzut câțiva delfini care săreau și a fost extraordinar, o amintire de neuitat. Sper să vin aici cât mai des să mă plimb cu bărcuța. Aici în Turcia sunt foarte multe bărcuțe și sunt foarte mulți pescari. Aici ocupația principală de pe Bosfor este pescuitul și turismul. Sunt multe poduri foarte frumoase, înalte. Unul este chiar foarte scurt și ai impresia că te vei spi de el cu bărcuța dacă stai la etaj, dar de fapt nu te vei spi, este foarte minunat. Minunat, ai impresia că te vei ciocni de un zid mare de beton și este foarte interesant. Dar dacă nu te uiți în sus, totul este minunat, în jos apa este puțin verzuie, cu valuri foarte interesante și cu mulți pescăruși. Dar am venit aici pentru o recenzie, nu? Este vorba despre Percy Jackson și ultimul olimpian. Este al cincelea volum din Percy Jackson și olimpienii, o carte minunată dintr-o serie și mai uimitoare. Această carte m-a surprins foarte mult pentru că este vorba despre a doua luptă dintre Titani și Zei, care a fost una foarte interesantă. În primul rând, mai au intrat câteva personaje în joc. Au intrat, s-au schimbat taberele mai mult, unele personaje rele nu au mai luptat, dar până la urmă cei buni au reușit să câștige. Mi-a plăcut foarte mult această carte în mod special pentru că se referă mai ales pe acțiune, pe nu știu cum să explic. Îmi place foarte mult modul în care transmite Rick Riordan cititorilor cărțile lui. Este extraordinar acest autor. Îmi place foarte mult scrie el. Și în carte este vorba despre Percy Jackson, care de data aceasta are mai puțin prieteni lângă el. A mâncat în aer princesa Andromeda cu cea Beckendorf, care din păcate a murit pe bordul acesteia. A fost un moment foarte tragic, mai ales pentru cei din tabără. S-au întristat foarte mult pentru că Charles a fost un om foarte bun, foarte puternic, care i-a ajutat în multe bătălii. Și pierderea lui a fost una foarte surprinzătoare. Nimeni nu credea că va muri pe o navă de croazieră, dar totuși a murit ca un erou. Black Jack din nou își face apariția pentru a-l ajuta pe Percy cât mai mult, dar Percy vrea ca el să stea deoparte, totuși nu îl prea ascultă în ultima parte și se luptă puțin și el, dar nu foarte mult. Doar cade în picat și lovește cu copitele, ceea ce mi se pare foarte folositor, dar mai bine avea niște pumnale înfipte în copite ca să lovească mai bine. Mâncat să fie și el pregătit. Percy Jackson a făcut o mare, nu știu cum să zic, prostie sau ceva bine, adică s-a scăldat în râul Styx și poartă blestemul lui Achille. Adică știți și voi partea aceea cu călcâiul, dacă îl nimerești la călcâi, moare. Așa și el s-a scăldat în Styx. Nu vă dau un spoiler imens, adică unde și-a ales el locul în care să nu fie invincibil. Și după ce s-a scăldat în râul Styx, s-a simțit mult mai bine, a doborât foarte mulți adversari, a omorât armata lui Hades, ceea ce a fost uimitor. Și Nico din Angelo a reușit la final să cheme multe schelete care erau
cât de cât puternici, adică ei erau chemați temporar și luptau în acea bătălie. Mi se pare foarte interesant să ai o armă la îndemână, să nu vină moșii după mine, după tine, din cauza mirosului și alte chestii. Este foarte interesant, dar totuși și foarte spăimântător în același timp. Mi-a plăcut foarte mult această carte. Se numește Ultimul Olimpian, pentru că ultimul olimpian este Hestia. Nu vă dau mai multe spoilere cine este Hestia sau alte chestii. Vă zic doar pentru că este un zeu minor foarte important în părerea lui Persis. A fost foarte interesantă această carte, mai ales pentru pasajele surprinzătoare. O parte, dacă vreți să vă dau un spoiler, deși eu nu prea vreau, pentru că nu vreau să vă supăr, dar Nathan, sau nu, Ethan, nu îl cheamă Nathan, Ethan, nu mă țin minte cum îl cheamă, are un nume foarte ciudat, am vrut să-l înjunghe pe Percy, chiar dacă știa că acesta era invincibil, iar Annabeth s-a sacrificat ea, adică nu a murit de tot. Doar a fost rănită grav ca Percy să nu fie înjunghiat, deși Percy credea că Annabeth știa unde este punctul lui vulnerabil. Adică fix acolo unde voia să-l înjunghe Ethan, acolo era locul vulnerabil al lui Percy. Acel pasaj mi s-a părut foarte trist și foarte surprinzător. Eu credeam, adică a zis după aceea de Annabeth că a intervenit și am crezut că Percy a murit, dar ce bine pentru că nu a murit, mi s-a părut foarte interesant. După aceea Percy, după ce a făcut așa ceva lui Annabeth, i-a dat una în cap lui Ethan. Mai bine îl omorea direct, adică da, i-a provocat foarte multă durere. L-a ajutat pe Cronos, Ethan a fost singurul, a fost ultimul care i s-a alăturat lui Cronos și astfel l-a reîncarnat. Ceea ce acel pasaj a fost foarte înspăimântător, cum spunea. Și Percy Jackson s-a strecurat în camera unde era Cronos și a deschis sicriul unde se afla acesta și l-a văzut doar pe Luke cu o gaură în piept. A fost foarte înspăimântător acea parte. Dar nu vreau să vă dau mai multe spoilere. Cam atât a fost pentru ziua de azi și ne vedem pe data viitoare. Pa!